La ultima ședință de Consiliu Județean la proiectul de hotărâre referitor la împărțirea sumelor din cote defalcate din TVA către primăriile din județ, președintele Ionel Arsene a procedat din nou în mod discreționar. Primăriile cu primar PSD au luat grosul, iar cele liberale resturile. Modul de repartizare a sumelor a determinat reacția consilierilor locali, care au încercat să afle mecanismul care a stat la împărțirea sumelor din TVA, știut fiind că aceasta, în conformitate cu legea, se face și după criteriul numărului de locuitori ai unității administrative teritoriale respective. La diverse, mai am câteva nelămuriri referitoare la hotărârea privind repartizarea pe UAD-urilor a sumelor defalcate din TVA. Așa. Vreau să știu și eu cum s-a făcut repartizarea sumelor care s-au pus în anexă. Ați votat, domnul Hăsă. Am votat, da. Am votat împotrivă. Vreau niște lămuriri, să știu și eu cum se dau la toți primarii liberali, în marea lor majoritate, 10.000 de euro. Gen, Făurei, 10.000, Cunțeles, 10.000, Moldoveni, 10.000, Lucinoasa, 10.000, Tămășeni, 10.000, Trifești, 10.000, Țibucani, 10.000 și la primare, membrii PSD, 600.000, 420.000, 500.000. Cum s-au repartizat? Care i-au vorit ridicat? E prevăzut în lege, știu, nu? Respectând legile statului. Pe lege scrie clar că sumele se repartizează pentru următoare destinații. Achitare de arierat. Corect. Pentru susținerea programelor de dezvoltare locală. Și așa mai departe, trei puncte. Iar în spate, la proiectul de hotărâre, este și o adresă de la ANAF, la Ministerul Finanțelor Publice, care spune și-ți dau 3-4 localități corelate. Mai exact așa, sunt chiar 3-4, dar îți dau câteva. Restul sumelor. Cum s-au repartizat? Există un. Ca de obicei, răspunsul președintelui Arsene a fost unul ironic și extrem de laconic. Respectăm legile statului român, dacă aveți altă întrebare. Liberalii apreciază că atitudinea discreționară a președintelui Ionel Arsene depășește orice limită, dar că, din păcate, puterea consilierilor PNL stă doar în votul acestora. Am avut o neplăcută surpriză, aflând cu domnul președinte Arsene a binevoit să aloce Romanului, un municipiu cu 60.000 de locuitori, fabuloasa sumă de 60.000 de lei. Asta ar însemna cam un leu per cap de locuitor. Cam atât a considerat domnul Arsene că merită romașcanii, cetățenii municipiului Roman. 60.000 de lei, deci ar veni cam un leu per cap de locuitor. Aceea sumă de 60.000 a primit-o și municipiul Piatra Neamț, iar pe același algoritm s-a mers în toate localitățile cu primari PNL. Da. Algoritmul, în urma calculelor noastre, a fost un leu per cap de locuitor. Da. Bine, afară de protestul ăla n-ați mai făcut nimic, nu? Ați votat cum? Împotrivă, evident. Păi, doamna Ordan, singura pârghie, singurul mecanism la îndemâna noastră ca și consilieri județeni nu este decât să venim cu amendamente în plenul Consiliului Județean. Am făcut-o, din păcate ni s-a respins. Grupul consilierilor județeni PNL au votat împotriva acestui proiect de hotărâre. Prin vocea liderului nostru de grup, domnului Florin Hopșa, am cerut lămurire. Liberalul Lucian Pelepco s-a plâns și de atitudinea ironică, arogantă și disprețuitoare cu care sunt tratați cei 14 consilieri PNL trimiși în Consiliul Județean să le reprezinte interesele de către cetățenii nemțeni, ceea ce îi se pare cu totul și cu totul inadmisibil și lipsit de fair play politic. De asemenea, lipsită de corectitudine este atitudinea consilierilor PSD, ALDE și PMP, care votează la unison cu socialdemocrații fără a trece prin filtrul intereselor cetățenilor proiectele și nu a formațiunilor politice cărora le aparțin primarii.